Hello și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi fac un clip mai atipic, nu are legătură nici cu parfumurile, nici cu produsele preferate, cu nimic, și anume câteva lucruri care pe mine mă deranjează la influencerii din online. Deci asta cred că e pleonasm, dar în fine. De-a lungul anilor, de când mă uit pe YouTube, am reușit să-mi fac o idee cam ce îmi place și ce nu place să văd, ce vreau să văd, ce conținut caut. Și la cine rămân abonată și la cine mă dezabonez. De-a lungul acestor ani m-am dezabonat de la foarte mulți youtuberi din România. În special mai mult urmăresc youtuberi din România decât din străinătate. Urmăresc câteva fete din străinătate, dar nu, mi se pare că nu mă atrage așa mult cum atrage partea asta a youtuberilor din România. Acum, nu vă dați seama că nu o să nominalizez pe nimeni, nu o să arăt cu degetul sau să zic că tu, el a făcut aia, nu știu cum. Însă vreau să expun așa câteva defecte pe care eu le-am observat de-a lungul timpului și care mi se pare că sunt din ce în ce mai evidente. Sper să mă văd, pentru că plouă afară, lumina e groaznică, am pus și lumini artificiale și nu știu cât o să mă văd. Mi-am pus aici pe o listuță câteva puncte astea ca să nu uit și primul lucru cu care o să încep o să fie ipocrizia. Și aici mă refer în special la fete, mă rog, aici văd și eu urmăresc mai mult fete decât băieți, deci clar aici în categoria asta intră fete, care se apucă, vin și îți spun că eu folosesc doar brandul ăsta pentru că îmi place foarte mult, numai ăsta îl folosesc. După o lună vine și spune despre un alt brand, că numai pe ăla îl folosește, ăla îi place foarte mult și nu folosește nimic altceva. Am văzut asta la câteva youtuberițe din România, de la care m-am și dezabonat instant, pe lângă faptul că ele spun chestia asta despre produsul respectiv, la ceea ce este foarte scump de obicei, pentru că la asta o să spună că folosește de o lună și că e foarte bun pentru că e scump, adică sare de prețul de 200 de lei, care deja mie mi se pare mult. Sau dacă se duc, nu știu, schemate, de exemplu, la un eveniment sau sponsorizat de un anumit brand și intră în legătură cu brandul, cu managerul brandului respectiv. Se duce și spune că da, uite, eu numai produsele astea le folosesc de la brandul tău, adică pupincurism, asta este o formă de pupincurism, când plac foarte mult, nu, uite așa, lugu. După două săptămâni se duc la alt eveniment, la alt brand și fac același lucru cu managerul care se ocupă de acel brand. Mie mi se pare chestia asta, pe lângă ipocrizie, mi se pare și scârboasă, pentru că se vede clar de la o poștă că tu te duci acolo, nu că te interesează munca depusă de brandul respectiv, investiția oamenilor din spatele brandului, celor care au creat produsele sau pur și simplu oamenii care sunt reprezentanții brandului respectiv, tu te duci clar acolo numai ca să obții produse pe mocangeală, pe gratis, fără să ai nimic, fără să te intereseze altceva. De obicei, ăștia sunt și acei youtuberi al căror clipuri sunt lipsite de substanță. Și asta am observat la foarte, foarte multe persoane care au și foarte mulți follower și care, na, probabil bazându-se pe faptul că au crescut așa mult dintr-o dată, nu mai trebuie să creeze clipuri cât de cât calitative. Adică, acum, nici eu nu am pretenția să mă uit la un clip, pe mine nu mă deranjează, de exemplu, cu ce ar filma sau cu orice, cu unde filmează sau nu știu, ce produse folosește, ce aparate folosește ca să filmeze, câtă vreme, dacă mie îmi place ceea ce spune și îmi place omul din spatele camerei, pentru mine foarte, foarte ok. Și-am mai vrut să mai zic ceva la capitolul ăsta, dar mi-a zburat din minte. Și era tot așa legat pe tema asta de ipocrizie. Dar nu mai știu ce. Da, în general cam aici se încadrează genul ăsta de fete. Da, și uite, vezi că n-am uitat chiar de tot. Fetele care creează genul de clipuri al căror titlu este am cheltuit 1500 de lei la Shein, ce părere am eu, și care se arată apoi
foarte indignate că primesc mesaje de hate sau oameni care, bă, dar de ce, ce ai făcut cu atâția bani? De ce ai dat atâția bani? Pentru, mai ales pentru un brand ca Shein, ca, păi, hai să fim serioși, că Shein nu au haine de calitate și produse de calitate. Și eu mi-am comandat de 2-3 ori de la ei. Sunt foarte mulțumită de ce mi-am comandat. Nu înseamnă că pe viitor nu mai comand, însă nici nu o să fac permanent astfel de clipuri, după care să vin, pentru că, clar, în momentul în care tu pui în titlu că am dat 1500 de lei, 2000 de lei pe haine de la Shein, nu ai cum să te aștepți ca lumea numai să te laude. Evident că un astfel de clip generează invidie, pentru că oamenii, majoritatea oamenilor din țara asta trăiesc pe minimum pe economie și de banii ar să hrănească și o familie. Și atunci, normal că iasă la iveală sentimentul ăsta de frustrare și de neputință, că, bă, eu muncesc de mi-s ar capacele și asta și nu câștig ca să pot să-mi permit atâtea haine și asta face un clip, pune, nu știu, un astfel de titlu și aruncă pe zi cu 1500 de lei. Și tot ele vin că, vai, că de ce, că asta este un clip doar așa ca să informativ, că mai nou așa se spun la astfel de clipuri, că sunt informative. Nu, mie astea mi se par lăudăroșenie și nu mai știu și genul de clip ca să generezi like-uri și view-uri. Bun, nu am nimic împotrivă, foarte bine că vrei să faci chestia asta, dar asumă-ți în momentul în care faci chestia asta, treaba asta, că nu o să primești doar laude și complimente și doar ce lume roz ai tu și așa toată lumea să-ți aprecieze stilul tău de viață și luxul la care aspiri. Și aici cred că o să intre mai multe în categoria asta. La punctul 2. Lipsa de autenticitate și de asumare. Și când mă refer la autenticitate, am observat la multe fete tendința de a copia sau de a imita, mă rog, cred că e același lucru, anumiți YouTuberi. Nu văd neapărat nimic greșit în treaba asta, atâta vreme cât există o limită. Dar deja am văzut la câteva fete, vă dați seama că nu o să pomenesc nici cine este muza și nici fetele care se inspiră. Sunt mai multe muze în țara asta, ca să zicem așa, însă în momentul în care tu începi să ai aceleași chicuri, să ai același stil de a vorbi, deja imiți și prin îmbrăcăminte, e clar că, și nu-i rău, deci nu e un lucru rău treaba asta, asta vreau să mă fac înțeleasă. Însă se vede clar că ai o oarecare admirație pentru treaba asta, pentru YouTuberul respectiv și că îți place cum se afișează și ceea ce prezintă. Ori aici, când în momentul în care deja încep să-ți scrie oamenii, mă, tu cam mă imiți, încerci să fii ca, nu știu, copiezi pe, ar trebui să-ți asumi, nu să ieși în public și să, efectiv, să te legi de fapt că de fapt nu e adevărat și te legi și de YouTuberul respectiv, că ce, că nu mai avem voie să fim noi, că nu ne pot plăcea aceleași lucruri ca și YouTuberului respectiv. Ba da, și eu sunt perfect de acord, dar și eu am văzut treaba asta, eu nu o consider neapărat un lucru rău, însă se vede de la o poștă când imiți pe cineva, mai ales dacă persoana respectivă este foarte cunoscută și foarte îndrăgită de foarte multă lume, nu ai cum să nu observi astfel de lucruri care seamănă foarte, foarte mult între ele, care seamănă foarte mult între ele, lucruri care bat la ochi, ca să zic așa. La fel, v-am zis, eu asta o consider ca fiind unul la mână, o lipsă de autenticitate, lipsă de originalitate, oarecum, la fel. Într-adevăr, uite, și cum sunt clipurile, n-am nimic împotriva, multă lume face, favoritele lunii, empties-uri, vloguri, că astea sunt nebunite. Astea nu intră neapărat, pentru că toată lumea face chestia asta și nu o consider o lipsă de originalitate, că și eu am genul ăsta de clipuri, deci nu. Însă eu mă refer strict la mimică și la felul tău de a fi pe cameră. Ori, la multe fete, chestia asta poate să fie și falsă, pentru că, na. Da, mi s-a oprit camera, o trebuie să o repornesc. Cred că a rămas fără baterie, deși mie încă mi-arată că am baterie. Oare nici nu știu unde am rămas. Cred că la treaba cu lipsa de autenticitate și de asumare a YouTuberilor. Da, în mare cam la asta se rezumă. Mă, dacă tot vrei să fii tu și îți place, nu știu, dar chiar dacă îți place un anumit YouTuber, poți să iei anumite calități de la el, poți să încerci un pic așa să vezi, să te dai, să vezi cam în ce zonă și în ce ape se scaldă, dar
deja când începe să devină o copie și deja evident și oamenii te atrag atenția, trebuie un pic să-ți pui un semn de întrebare și să încerci să corectezi treaba asta. Nu e neapărat, la fel cum am spus, un lucru rău. Da, nu știu ce se întâmplă cu camera mea. În fine, cred că asta a fost și la punctul 2. Mare, nu prea am altceva. Deci, eu vă spun acum strict ce am observat eu pe canalele astea de YouTube. Eu mai mult YouTube mă urmăresc. Mă mai uci pe Instagram, dar nu foarte des. Că ce să vedeți, nu m-a prins Instagram-ul. Și la vârsta pe care o am, nici nu prea știu să umblu eu pe Instagram. Așa că mai îmi pun o poză din când în când. În rest, chiar nu mă bag pe platforma asta. Cui place, foarte bine. Văd că no, o prins destul de bine, doar că, la fel, mie nu-mi plac, de exemplu, nici reels-urile acelea, nici clipulețele acelea foarte scurte. Nu-mi place treaba asta pe mers, pe repede înainte. Mie place să văd un clip în care sunt explicate, mai ales că mie astea plac, de îngrijirea tenului, de make-up, de parfumuri. Ori pe mine nu mă încălzește cu nimic să văd un clip de un minut, hai maxim două, în care mi-arăt pe repede înainte ceva, poate nici 2 minute, cred că e mult spus. Eu vreau conținut, eu vreau să văd, să înțeleg, să văd mai mult, să văd așa un rezumat și o părere pertinentă asupra produsului respectiv, nu că mi-arăți 2-3 produse într-un minut și vai ce bune îs și la revedere. Nu prea plac genurile astea de clipuri. Și atunci de asta eu nici nu activez pe Instagram, pe TikTok nu mai spun că nici atât. Mi-am făcut, adică o am instalat aplicația, am intrat acum câteva luni pentru prima oară și nu, pur și simplu nu. Eu aș interzice aplicația asta pentru că e atâta prostie în aplicația, vai, și analfabetism, și ne mirăm că rata de analfabeților în țara asta este, nu știu, peste 40%. Ziceau, dacă era un 40,2%, parcă. Părerea mea este că au trecut lejer de 40%, chiar au sărit și de 50%, pentru că sunt oameni și oameni maturi care, dacă le dai să citească o hârtie, ei nu înțeleg ce citesc. Și din punctul meu de vedere, da, ești analfabet funcțional. Un termen care învăluie cuvântul prost, ca să zicem așa. O trebuie să găsim ar trebui să găsească cei care se ocupă cu treaba asta și un substantiv așa care să nu jignească apelantul și atunci spui că este analfabet funcțional. Da, dar asta este. Bun. La punctul 3 am așa reclamele ascunse și exagerate și o să încep aici cu reclamele care mie mi-au mâncat și mâncă nervii la Imar și la Maison Olfactiv. Știți clar scandalul care s-a generat în jurul fostului brand Plush Bio actual Imar. Sunt convinsă că a fost exagerat scandalul, pentru că așa se face în România treaba asta, faci din țara armăsar. Sunt la fel de conștientă că și fetele acelea care au apărut cu dita mai bubele pe față au folosit în exces, adică dacă ai văzut odată că nu-ți merge, păi dar nu-i două ori, trei ori, vezi clar că totuși crema aia nu-i bună, nu ți se potrivește, apoi nu o folosești până îți distrugi fața. De aia zic că sunt absolut convinsă că s-a făcut din țara armăsar pe tema scandalului cu Plush Bio. Nu-mi plac produsele, nu le-am testat, nu sunt curioasă, nu mă interesează că este brand românesc, însă reclamele astea care sunt băgate pe gât pur și simplu și cât îți vezi, Doamne, de slăvite și cât îți de bune, că e brand românesc. Nu mă interesează că e brand românesc, apreciez, da, că uite, mai producem și noi una alta. Ca și brand românesc, eu v-am zis, am folosit foarte multe produse de la Gerovital, de care sunt mulțumită și nu văd de ce nu. Și Synergy Therm, de exemplu, chiar dacă folosesc doar apă termală, IVA termiară. Bun, în fine, nu o să intru mai mult în detalii, doar la asta mă refer, la reclamele astea evidente și când ești întrebat că faci reclamă la Imar, să spui că nu. Am văzut că deja 2-3 fete, nu foarte multe, dar eu nu aș, pe mine nu mă tentează să le cumpăr, dar mă deranjează. Mă deranjează că e reclamă ascunsă, mă deranjează că e clar, ești sponsorizat ca să faci atâta și atâta reclamă pe produsele, nu știu, farmacistei respective. Doi la mână, eu n-aș cumpăra produsele astea pentru că nu am încredere în cineva care nu, când râde nu-și poate mișca musculatura feței, din cauza faptului că este atât
atâta de injectată încât arată, oricum arată îngrozitor și să nu poți, nu știu, ești efectiv falsă. Ori pentru mine chestia asta e clar un punct în minus și care mă determină să stau clar departe de produsele ei. Nu zic că sunt proaste produsele, sunt convinsă că muncește pentru ceea ce creează, că probabil că nu, își dă silința, fiecare vrea să aibă succesul lui, însă eu mă refer la reclamele astea excesive. Aici intră un pic la categoria asta și Marablu, cred că îi spune. La un moment dat, să știți că mă tenta să-mi iau șoserul acela, dar prea multă reclamă și e evident că sunt primite produsele respective. Toate fetele care fac reclamă sunt produse primite, nu au dat banii pe ele. Ca să nu spunem că și prețurile nu sunt prietenoase, adică serul acela este undeva la 200 de lei cu caviar sau nu știu ce. Ori dacă tu vrei să te adresezi românilor, poporului tău, na, asta zic ei, că vai că să facem și pentru populație. În majoritatea românilor, eu vă garantez că nu-și permit să dea 200 de lei pe un prăpădit de ser. Din punctul meu de vedere, pentru un brand la început de drum, ar fi trebuit să încerce să lanseze niște produse mai accesibile la preț, mai prietenoase așa un pic, și, nu știu, și cu... Nu știu, în primul rând, la preț. Să zicem că prețul ar fi trebuit să fie un pic mai accesibil, că v-am spus, nu... Toată lumea își permite să dea 200 de lei pe un ser. Eu personal pe un ser nu aș da 200 de lei, sincer, nici pe o cremă. V-am arătat că am o rutină de îngrijire a tenului de ani de zile de care mă țin, de care sunt foarte mulțumită, cu produse basic, produse chiar la 25-30 de lei și care, din punctul meu de vedere, pe mine nu mă interesează să fie o formulă complexă. Chiar dacă e simplă formula, dacă văd că există efecte asupra tenului meu, foarte bine. De ce să mă duc să dau 200-300 de lei pe un ser și poate nici, sau poate face același lucru pe care îl face un ser la 200, la 20 de lei, sau poate nici atât. Așa că prefer să zic pas la treaba asta. Nu vreau să arunc cu noroi în genul ăsta. Eu am dat acum exemplu astea două branduri pentru că la astea se fac acum reclamă excesivă. V-am spus, de la Marablu chiar mi-aș lua ceva, încă mă gândesc, dar după ce mai gata ce am pe acolo... Și chiar m-ar tenta, de exemplu, serul. Însă, nu înțeleg de ce se ascunde lumea, mai ales și pe YouTube, când îți faci un clip, pune, domnule, acolo că e sponsorizat, că pe mine nu mă deranjează că tu ți iei bani pe chestia asta. Că eu, om, liber, sunt în stare să judec singură dacă ceea ce spui tu e just sau nu. Pot să zic cu capul meu, să gândesc cu capul meu dacă o să-mi cumpăr sau nu, în funcție de cum prezinți produsul. Și da, cred că atât a fost și la punctul 3, cu reclamele astea excesive, reclamă la absolut orice, bine, și nu numai la astea două branduri. Putem să luăm L'Oreal-ul, uite, de exemplu, cum o fac la telescopic, apropo, că am un rimel de la L'Oreal care ajunge la nefavorite în momentul de față dată cu el. Și nu știu dacă se vede că mi s-a întins. Da, nu știu dacă se observă că mi s-a întins rimelul telescopic acela. De asta vă ziceam și pe baza asta de reclame, pentru că și la ala s-a făcut atâta reclamă. Și nu-i cine știe ce. O să vin și un pic mai aproape. O să încerc să mă uit exact cât să vedeți, dar nu știu cât vedeți voi de bretonul meu. Nici nu face cine știe ce. Așa că ăsta o să fie într-un clip cu nefavorite. Și mă rog, la multe alte produse la care se fac reclamă în mod excesiv. În special, mai ales la produse foarte scumpe, am observat. Tot ce-i scump și-i scump, trece peste 200 de lei, e foarte bun. Nu cumva să vină unul să zică că, bă, n-a fost cine știe ce produsul, că nu cumva să pierzi din sponsorizare. Da, na, acum am zis, fiecare face cum crede de cuvință. De-am și zis, eu nu atac pe nimeni. Atac problema în sine, cum a fost cu reclamele, cum e cu ipocrizia, cu lipsa asta de autenticitate, însă nu atac persoanele în sine, nu am eu nicio treabă. Însă astea mi se par niște defecte care sunt din ce în ce mai pronunțate în lumea asta YouTube-ului și a online-ului, numai a YouTube-ului. 4. Atacul nejustificat asupra altor YouTuberi. Și asta am observat că generează foarte mult hate. E invidia asta pentru succesul celuilalt,
pentru câștigurile mai mari, probabil, al colegului din online și mai ales atacul asupra anumitor YouTuber din România. V-am zis, eu mă leg strict legat de aici, de zona din noastră, din țara noastră, pentru că nu cunosc atât de bine YouTuberii din străinătate încât să pot să vin așa cu părere, dar aici, uitându-mă de atâția ani de zile pe YouTube, am văzut ce înseamnă să te ataci și cum sar din orice. Asta iar mie mi se pare o chestie, nu știu, de la lipsă de educație, la lipsă de respect, la tot ce vreți. Chiar să cauți orice motiv să te iei de o persoană din online. Bă, nu-ți place frate, de aia nu te mai uita. Eu așa fac. Nu știu, nu mai sunt pe aceeași lungime de undă cu o anumită persoană. Nu mă mai uit, mă dezabonez și gata. Scurt și la obiect. Însă nu mă apuc să arunc cu comentarii pline de hate la clipuri. Nu fac clipuri în care să mă leg de ceea ce face de munca colegului din online sau nu știu, cu ce se ocupă el sau că uite așa, bă, că ăsta nu mă prezint așa și câștigă mai mult, că de fapt nu face cine știe ce, dar știe să se dea bine pe lângă branduri, pentru că de fapt asta e ceea ce generează problema. Și de aici eu cred că problema pleacă în primul rând și de la branduri, pentru că brandurile nu interesează calitatea. Deci eu m-am convins de, mai ales de brandurile astea prezente foarte mult în România, majoritatea, mă rog, nu pun preț pe calitate, pun preț pe cantitate. Și de aici începe și bătălia între YouTuber, că bacă, uite, l-au primit de acolo, eu n-am primit, deși și eu am făcut clip, deși și eu am urmăritori și am comentarii și nu știu ce. Și de aici vă dați seama că încep și atacurile asupra unora asupra altora. Deci e așa o mâncătorime în lumea asta online, Doamne feri. Da, dar v-am zis, din punctul meu de vedere, aici se pleacă greșit din partea brandurilor. Deci dacă tu ești un brand care te respecti, pentru că normal, brandul vrea să-și scoată banii, vrea să-și facă să fie cât mai cunoscut, vrea să câștige cât mai mult, nu-l interesează. Nici nu-l interesează că poate persoana respectivă n-are nicio treabă cu, să zicem, cu zona de îngrijire a tenului, nu știu, cu o cremă de față. Vine și spune, a, da, ce mișto e crema asta, am folosit-o de două ori, mi-a plăcut, am văzut și efecte. Zic și eu, dau un exemplu. Vă dați seama că n-ai cum să vezi efecte după două zile când folosești o cremă sau după o săptămână sau două. O cremă trebuie să o folosești constant, timp de mai multe săptămâni, ca să vezi efecte și dacă într-adevăr crema în sine funcționează sau nu. Ori pentru bani, brandurile chiar nu, am văzut că nu se dau înlături de la nimic. Și e trist. E trist pentru că generează invidie, generează ură. Cred că am spus, cuvântul generează în clip de numai. Dar momentan nu găsesc un alt sinonim. Așa, sper să mă exprim cât de cât coerent, încerc să găsesc, să nu folosesc nici cuvinte foarte pompoase, încerc așa, pe scurt, să vă spun că am, nu neapărat, bani, hai să le zic chiar nemulțumiri, pentru că am ajuns să fiu deranjată de anumite chestii, mai ales dacă am văzut că sunt repetitive, pur și simplu mă enervează, de nu mai vine nici mie să intru pe YouTube, de multe ori stăteam și făceam pauză, am zis, bă, nu mă mai uit, pentru că pur și simplu sunt aceleași atacuri, sunt aceleași lucruri josnice. Da, na, omul se pretează la orice și mai ales românul văd că nu prea are limită, nu prea are respect, nu, nici față de sine, nici față de persoana, nici față de persoană străină. Ce să ne mai așteptăm? Da, și cam asta a fost și la punctul acesta cu atacurile nejustificative. Știu că, da, nu știu, da, știu că, na, nu știu, ce frumos. Nu știu, acum, v-am zis, eu mă feresc de scandaluri, nu mă iau de nimeni, nu fac nominalizări, nu mă interesează, fiecare își are locul lui pe YouTube, că e loc sub soare pentru toți, însă, din punctul meu de vedere, dacă te apuci așa să încerci să-ți faci canal de YouTube și să arunci cu noroi într-altul, mi se pare deja că mergi într-o direcție greșită. Da, e posibil cu chestia asta pentru că scandalul prinde la român și să faci o creștere foarte mare dintr-o dată, pentru că, hai să fim serioși, asta ține la român, țigânia. Scandalul, dacă îl vezi pe ăla că îi merge rău, atâta te bucur că ăla îi merge rău și vezi, bă, lasă-ți că de ce să îi meargă lui bine și mie nu? Pe premiza asta, deci așa o gândire din asta primitivă, dar na.
Asta, ăștia suntem ca popor, să nu ne mirăm că avem conducătorii pe care îi avem pentru că ne reprezintă. Și îmi pare rău să zic asta, dar e purul adevăr. Și ultimul punct, că uite că m-am lungit cu clipul, nici nu mă așteptam să-mi iasă așa un clip lung. Expunerea în mod excesiv a unei vieți luxoase. Și aici vreau să fac așa un mic, o atingere, dacă vreți, la fetele care se duc și fac, se filmează în camere de hotel, adică se duc și închiriază o cameră de hotel pe o zi, două, unde să prezinte ce viață luxoasă au ele și ce bine o duc și au numai produse luxoase, viața lor e toată puf și roz, trăiesc ele într-un praf stelar și noi ăștia abia dacă ajungem la nivelul aerelor lor. Și vreau să vă spun că din România foarte multe fete fac treaba asta, se duc și închiriază camere la hotel. Poate nici pentru o zi, două, poate pentru câteva ore, pentru că vă dați seama că să dacă te duci la un hotel foarte luxos așa și pus la punct, nici prețul pentru o cazare probabil, mai ales și pentru o zi destul de scump, mă gândesc că o fi undeva 600-700 de lei, acum în funcție de unde mergi și de zonă, de unde ești, dacă ești din provincie poate să nu fie chiar așa scump, dar dacă nu știu, undeva în București, în Cluj, în Brașov, cu siguranță că prețurile sunt foarte mari. Și da, asta cu viața asta luxoasă pe care o expun, pentru că le e rușine să se afișeze așa cum sunt ele, cu o viață, na, poate au o viață mai simplă, mai nu știu ce, nu mi se pare o rușine, mai ales dacă ești un om modest, chiar nu mi se pare. Din punctul meu de vedere, ești mult mai valoros ca om și nu-mi pasă și dacă ai 10-15 vizualizări. Eu chiar mă uit și la astfel de youtuberi. În general, acum chiar m-am îndreptat spre micro-influencer, cred că le poartă acum denumirea asta, adică celor care au sub 10.000 de urmăritori. Mi se pare că au mult mai multe de zis decât unul care are, nu știu, 100.000, 200.000 de urmăritori. Da. Nu știu, cam astea au fost punctele pe care am vrut să le ating așa în mare. Să zic așa, cam ceea ce am observat eu. Da. Și ce să zic, nu știu. La fel aici, la ultimul punct, aș putea să ating și fetele care prezintă numai produse foarte scumpe. De la scumpe la foarte scumpe și toate sunt foarte bune. De la, nu știu, numai să porți numai Dior, numai creme. A, uite, de exemplu, cu brandul ăsta, Dr. Barbara Sturm. O cremă pe care o să o vedeți și pe ea în nefavorite și pe care eu nu aș da nici 5 lei. Dar crema costă 60 de euro. Așa că posibil ca alte produse din brand să fie mai bune, mai, nu zic nu. Însă nu cred că de valoarea cel puțin crema pe care eu o am. Nu, în curând o să vină și un clip cu nefavorite. Trebuie doar să-l filmez. Probabil că zilele astea undeva mă apuc să-l filmez și clipul respectiv. Acum să văd că eu aș vrea să mă întorc să filmez din nou în cadrul meu unde sunt eu obișnuită. Dar am zis, acum e o perioadă un pic mai încărcată. Abia reușesc să filmez câte un clip. Dar vedem când o să ajung la normal din nou cu clipurile. Da. Și astea sunt cele 5, cred că sunt 5 puncte, da, pe care am vrut să vi le prezint și pe care am vrut un pic așa să le dezbat. Sunt curioasă voi ce părere aveți despre ceea ce v-am spus acum în clip. Puteți să-mi lăsați în comentarii, în mesaj, în privat, mai împărțim. Că ați văzut că eu răspund, vorbesc cu voi, nu e nicio problemă. În caz că se întâmplă să nu răspund, puteți să mai dați o dată mesaj, că se mai întâmplă, cel puțin cu o cunoștință de ale mele, am pățit că mi-a scris pe, nu știu, cred că pe Messenger-ul de la Facebook și n-am văzut, deci nici măcar nu mi-a sunat și n-am văzut. Și eu nu prea intru, adică dacă nu mă caută cineva, nu prea intru pe MS. Se întâmplă câteodată să mai intru, să mai văd una alta și acum intru mai des, având în vedere că s-a întâmplat treaba asta, tocmai ca să verific dacă n-am cumva un mesaj pe care nu l-am citit și să nu-mi rămână în spam. Da, s-ar putea ca iară să fiu cu ochii într-o parte și în partea asta și cu ochii în partea cealaltă. Acum vedem cum o ieși, pentru că eu nu mai editez, las așa cum îs. Mie nu-mi place să-mi tai clipurile pentru că se vede când tai foarte mult din clip și lipești, pentru că asta faci de fapt, tai o porțiune și apoi lipești ca să fie clipul întreg. Se vede că e umblat la el, că nu-i foarte natural. Eu v-am zis și eu, dacă mă mai bâlbâi și mai, nu știu, mă repet sau zic o prostie, asta e, mă corectați,
Nu puteți scrie în comentarii, mă corectați, asta e, mă trageți de urechi, că nu e problemă. Da. Și cam acesta a fost și clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!